Subiectul din această seară este intitulat Războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi. Morala acestui subiect este următoarea. Dacă noi nu stăpânim și nu cunoaștem valorile extrem de importante ale adevărului prezent, ale cuvântului lui Dumnezeu, care au extremă relevanță pentru societatea de astăzi, pentru noi ca popor, înseamnă că nu vom fi pregătiți să abordăm războiul de mâine și poate că nici nu vom ști că mâine vom avea de a face cu un război. Războiul nu va fi împotriva noastră, pentru că datorită păcălelii, în loc să luptăm pentru a apăra adevărul, probabil vom lupta împotriva adevărului. Așa că războiul de mâine nu se va da împotriva noastră, ci se va da Împotriva celor care păstesc adevărul, iar noi, care am cunoscut adevărul și poate nu l-am înțeles sau practicat pe deplin, ne vom disocia de acest adevăr, trecând în rândurile dușmanilor și vom face noi, vom fi participanți în acest mare război. Împotriva adevărului. Așa că este extrem de important, dragii mei frați și prieteni, ca să înțelegem valorile cuvântului Dumnezeu. Nu pretind că aduc nimic nou în fața dumneavoastră în această seară, dar îi mulțumim Domnului că, după câteva săptămâni de hăituială și de oboseală, iată ne-a ajuns la finele unui an. Este ultimul sabbat din acest an și avem posibilitatea să-i mulțumim Dumnezeu pentru. Tot ce a făcut în viața noastră personală, în viața noastră de familie, în viața noastră de biserică, în viața noastră colectivă, ca și grup de creștini și chiar în viața societății și lumii în care trăim. Îi mulțumim Domnului Hristos pentru libertăți care încă mai există, libertăți care permit desfășurarea cuvântului Dumnezeu într-o nuanță, într-o ambianță, într-o manieră deosebită, așa ca urechile celor care n-au fost expuși la adevăr să se deschidă, să fie receptive pentru a primi îmbrățișa un adevăr extrem de eliberator care va da sens, care va da parfum, care va da direcție și repere unui om care până acum nu-și găsise scopul existenței. Deci, declarația din Apocalips, capitolul 12, versetul 17, arhi cunoscută în special de clasa creștinilor care se declară a fi așteptători ai Domnului Isus Hristos, este următoarea. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița semeției ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Hristos. Deci iată că războiul de mâine care se duce împotriva adevărului de astăzi, este subliniat și remarcat în Apocalipsa capitolul 12, versetul 17. Autorul acestui război împotriva adevărului de astăzi, adevărul de, de ieri și adevărului de mâine se face cu precădere împotriva celor care au o caracteristică și anume păzesc poruncile lui Dumnezeu, trăiesc în ascultare și valorifică și respectă cele 10 porunci într-o așa manieră încât ajung să ține să trăiască și să mărturisească despre mărturia Domnului Isus Hristos. O declarație foarte interesantă din Ministry and Gospel Workers, mărturii pentru predicator pentru pastori, la pagina 117-118, versiunea engleză, ni se spune următoarele. În timpul în care trăim, Domnul și-a chemat poporul și le-a dat o solie de purtat. El i-a chemat să descopere răutatea omului fără de legii. Sigur că să poți face din acest popor, să putem face parte cu toții din acest popor și să avem această satisfacție că suntem utili și eficienți în lucrarea lui Dumnezeu, evident, dragii mei prieteni, că avem nevoie să respectăm curriculumul sau programa școlară pe care Dumnezeu ne-o impune pentru acest Timp special în contextul escatologiei uh, uh, evenimentelor sfârșitului de veac și anume ne-a chemat pe mine, pe dumneavoastră, pe noi toți împreună ca în umilință, gentilețe, tandrețe, respect față de valorile altora, totuși să descoperim împotriva politicii corecte sau... A, a ceea ce numim noi în state political correctness, să descoperim răutatea omului fără de legii. De deci ce ar trebui noi să ne ocupăm cu aceste lucruri? Pentru că în viziunea lui Dumnezeu a descoperi sau a arăta, a uh, împărtăși cu oamenii uh, această răutate a omului fără de legii poate aduce cu sine salvarea celor care uh, n-au fost expuși la adevăr și n-au cunoscut diferența între adevăr și rătăcine. Dovada faptului că în Statele Unite comunismul sau socialismul științific este îmbrățișat uh, ca o glorie a ultimei generații în Statele Unite este dator sau se datorează faptului că oamenii aceștia, aceștia nu au fost expuși comunismului. Ei nu cunosc varianta practică a socialismului științific, care nu este altceva decât un comunism cu față umană. Ei n au avut șansa să trăiască ca și mine, ca și dumneavoastră și mulți dintre cei care sunt pe calea undelor în acea grotă a infernului în care conștiința a fost sever afectată, mutilată de uh, un regim care se pare că se așează sau se instaurează gradual în frumoasa nobila Americă Liberă. De aceea, pentru că le lipsesc uh, sau le lipsește elementul de comparație, oamenii n-au fost expuși niciodată la persecuție, la frustrarea libertății de conștiință și de comportare și de gândire și de exprimare și datorită faptului că le lipsesc aceste repere, nu cunosc diferența între bine și rău, uh, America, ultima generație, revoluția culturală care are loc în această țară se datorează faptului că oamenii n-au fost expuși la un termen de comparații. Aplicat în termeni spirituali, această idee, Dumnezeu i-a chemat, a chemat poporul său să descopere răutatea omului fără de legii, tocmai pentru a salva ce se mai poate salva din această revoluție culturală a noii generații din Statele Unite. Dragii mei prieteni, este foarte clar că trăim în într-un timp al sfârșitului de veac. Povesteam cu câteva săptămâni, poate și luni în urmă, despre o statistică pe care eu personal am descoperit-o și anume filme, o listă de filme din Wikipedia cu caracter apocaliptic. Se pare că de o vreme încoace, din 1990 încoace, a existat o explozie, o creștere cu cel puțin 37% după opinia mea sau după, mă rog, calculele mele modeste, o explozie. Lozie în lumea Hollywoodului de a produce filme cu caracter apocaliptic filme care au în substanța uh, uh, acțiunilor uh, acestor scenarii uh, sfârșitul lumii iminentul cataclism care vine pe pământ și inteligența umană care îi scape pe oameni de la un dezastru. Fie că planeta este lovită de un asteroid, fie că este vorba de un potop un global cum a fost filmul uh, The Independence Day și așa mai departe, toate acestea reiterează ideea că oamenii, care n-au neapărat o tangență cu Biblia, simt miros în aerul pe care respiră că sfârșitul lumii este aproape. Nu și-l pot explica, nu au înțelepciunea cuvântului pentru a înțelege de unde vine uraganul, uraganul vine de la Navarone, cum era pe vremuri filmul acesta, pentru că nu au uh, uh, expuneri la adevărul prezent. De aceea, în contextul dat dacă vă uitați în imaginea pe care o am, uh, uh, uitați-vă în din 2019 până astăzi s-a dublat cantitatea de filme cu caracter apocaliptic în lume, ceea ce arată setea, foamea societății uh, acest principiu de market, de piață, nu? Excrocii apar atunci când avem de a face cu, să zic, crăpături în sistemul comercial. Deci, cu cât sistemul de cumpărare și vânzare e mai fragil, cu atât vom avea de a face cu un sistem mafiot care să vină să străpungă, nu? A să penetreze acest sistem pentru a și își însuși din valorile care în mod normal aparțin cetățenilor. De aceea, dragii mei prieteni, principiul cerere și ofertă rămâne valabil și în lumea valorilor spirituale. Cu cât oamenii simt nevoia de apelative cu caracter spiritual, cu cât oamenii simt nevoia să se raporteze la supranatural, la dimensiuni cerești, cu cât lumea caută hăituită și secătuită de fericire și putere, către o sursă necunoscută de infinit de bucurie, de satisfacție de nemurire, cu atât mai mult apar firme cu caracter apocaliptic pentru că oamenii merg și le vizionează. Acum, dacă vă aduceți aminte, lăsând la o parte pur și simplu Hollywoodul, dramatizarea, Mergem în 2019 și cred că vă aduceți aminte cu toții de evenimentul 201 evenimentul 201 care a fost o, o repetare o scenografie a evenimentelor care aveau să se petreacă în pandemie, deci e ceva oficial acest eveniment 201 a fost creat și produs ca o scenografie până finalmente că s-a ajuns ca după 2 ani, 2 ani și ceva de criză mondială să realizăm că tot ce au Anticipat profeții acestor pandemii, s-a realizat. Cu punct și virgulă. Acum, săptămânile acestea, a apărut o nouă informație, de data aceasta, nu din Statele Unite, și îmi pare rău să spun, nu este o teorie, nu este o, un complot sau o conspirație, ci este din nou sub oblăduirea aceiași, aceleiași persoane, Fundația Bill Gates și soția sa Melinda, împreună cu World Health Organization. Oficial, au făcut din nou un trailer, uh, un filmuleț, în care se anticipă, din nou cu lux de amănunte, uh, o pandemie care va veni în 2025. Health Organization propune, împreună cu domnul Bill Gates, care știe el mai bine ca toată lumea, uh, când vine pandemia și ce fel de virus uh, va lovi planeta și câți oameni vor muri și câți copii vor muri. În cele din urmă, avem de a face cu războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi. Cine nu uh, profită de acest timp de meditație. Uh, hai să ne revenim un pic, gata cu teama, a trecut uh, virusul cu tare, mă rog, sau ce, de ce s-a speriat lumea. Acum hai să ne gândim un pic, hai să calculăm rarece, rece, uh, pro și cons, ce a fost bine, ce a fost, uh, n-a fost bine, maniera în care noi, ca societate, ca indivizi, ca familii, ca biserici, ne-am raportat la acest eveniment. Cum am întâmpinat criza, care au fost greșelile pe care le-am făcut, ce am fi putut să facem mai bine și n-am făcut, cât de prevăzători suntem pentru viitoarea Repetarea unui scenariu similar cu impact fatal și mult mai uh, acut decât uh, impactul uh, crizei COVID-19. Toate acestea ne ajută să ne maturizăm în gândire și să tragem concluzii sănătoase cu privire la războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi. Dacă astăzi noi nu înțelegem adevărul despre criza prin care am trecut, mâine nu vom participa la războiul acela în calitate de apărători ai adevărului, ci vom uh, participa la războiul de mâine ca fiind parte din dușmania sau armata dușmană adevărului. Este fundamental de important să înțelegem adevărul, să creăm un assessment, o realizare, o evaluare a ceea ce s-a întâmplat în cei doi ani de zile, ca atunci când va veni următoarea criză și vine, credeți-mă, nu -o spune, o spune cuvântul lui Mezeu, lăsând la o parte nostradamus și modern sau Nostradamusul încarnat în domnul Bill Gates, nu ca să spunem așa, scuzați-mă melodramatismul, dar asta este realitate. Oamenii care au vândut, mă rog, produse medicale, de la mască, medicamente și așa mai departe, cineva a câștigat din toată această nenorocire. Și din nefericire, câștigătorii nu au fost cei care au intrat în mormânt, câștigătorii nu au fost cei care au acceptat uh, tratamentul sau produsul medical care a fost vândut pe piață, câștigătorii nu sunt cei care încă mai trăiesc, Câștigătorii sunt acei, acel grup mic de oameni care fac regulile jocului și care, de la Davos, de la Vatican, de unde ori veni ei, din nefericire pentru noi, au profitat de beneficiile financiare care au putut fi stoarse din criza, din frica, din teama, din confuzia, din nedumerirea, din derapajele emoționale și intelectuale a cetățenilor care nu au fost bine informați și care n-au știut de unde vine furtuna. De aceea este important ca războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi să fie o temă analizată în mod uh, meticulos. Uh, revenind la uh, acest eveniment de data aceasta nu este eveniment 201 sau evenimentul 201 care a anticipat sau profetizat pandemia din 2020 sau, mă rog, această criză, că nu e așa, avem de a face acum cu un termen nou, scenografia acestei, acestei anticipări profetice cu privire la 2029 a avut loc în Belgia în octombrie 2022 și s-a intitulat Catastrophic Contagion, a Global Challenge Exercise, un exercițiu care întâmpină provocarea globală. Ceea ce este interesant este că scenarul este fictiv, evident, spune că virusul care va veni se numește Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome, care va apare în 2025 și numele lui este S. E -E -R -S, Sears. În sfârșit, după toate acestea, aș vrea să scot în evidență câteva declarații. N-am putut să vă pun întregul video. Citim o declarație care apare în debutul aceste, acestui trailer, acestui, acestei pelicole video și una dintre declarații cel mai deosebite este următoarea. OMS trebuie să fie o voce pentru cei fără voce. Eu zic că OMS-ul sau Organizația Mondială a Sănătății a fost elementul cel mai dictatorial, cu comportamentul cel mai dictatorial în timpul acestei crize de 2 ani de zile. OMS-ul sau Organizația Națio Mondială a Sănătății a acționat ca un guru la nivel mondial în domeniul de știință, ce să faci când să respiri, când să mănânci, când să dormi, când să stingi lumina, când să ieși afară și când nu. Și acum, dintr-o dată, OMS-ul să fie păzitorul la oi, lupul care, vezi, este atât de impresionat și de melodios încât dorește să fie porvocea celor care n-au voce. Sper că vom avea șansa să ne trezim ca să nu murim. Dacă nu ne trezim, murim. Asta este șansa. Deci ori ne trezim din somnul acesta, ori ne ajutăm să împărtășia cu Dumnezeu și cu rugăciune, studiind cuvântul lui Dumnezeu, să pricepem realitatea, ori dacă nu, vom fi condamnați la o manipulare fatală care finalmente va aduce moartea noastră. Vom trăi și vom vedea prieteni. Ce mai spunea doamna de la uh, un reporter care bineînțeles că a fost implicată ca actor al acestei declarații? Spunea dânsa, până în acest moment au fost estimate un miliard de cazuri în întreaga lume, inclusiv 50 de milioane de copii. Deci ei povestesc în anticipație cum va avea loc pandemia, câți oameni vor muri. Voi ști că sunt un miliard de oameni care au murit, voi ști că sunt 50 de milioane de copii care au murit și ei și voi ști că cei care nu vor muri de virusul acesta vor avea paralizii sau, mă rog, anumite disfuncționalități ale creierului. Aceeași persoană ne spunea, cele mai de succese țări sunt cele care au investit în pregătire și s-au instruit, instruit pentru acest motiv sau pentru acest moment cu ani înainte. Mai departe, aceasta a presupus prezența permanentă a echipelor de pregătire pentru situații de urgență în condiții de pandemie, care au afectat o planificare operațională detaliată și au testat în mod constant acele planuri prin Exerciții și aplicații. Deci, iată, prieteni, că acest transcript pe care ei îl citește pe un teleprompter, probabil, este exact noțiunea sau emanația gândirii creierului domnului Bill Gates și a cei ca, celor care conduc astăzi Organizația Mondială a Sănătății. O altă chestiune foarte interesantă spune încrederea. Este o problemă esențială. Crederea a fost frântă între populația țărilor și sistemele de sănătate, între sistemele de sănătate și guvernele diferitelor state. Deci, iată, dragii mei, că îi doare faptul că oamenii nu mai cred, nu mai crede nimeni sau aproape nimeni în, în bunele intenții a celor care au făcut pe pielea noastră cel mai mare și mai incredibil. Profit financiar din toată istoria umanității. În iulie 2, 2021, nu trebuie să existe niciun conflict între credință și știință. Nu trebuie să existe niciun conflict între credință și știință, spunea dumnealui. Și mai ales când făcea o declarație cu respect față de cercetători, oameni de știință și așa mai departe. Stimați și distinși! Cercetători. Întâlnirea noastră este un mare dar de speranță pentru umanitate. Deci, iată ce ne spunea Papa de la Roma. Ce mi se pare ciudat că. Fiind un lider spiritual al lumii întregi, așa cum se pretinde, se pare că este într-o fuziune absolută cu sistemul farmaceutic, cu cei care dictează, cu World Health Organization, nu, Organizația Mondială a Sănătății și așa mai departe. Pentru mine, faptul că el a fost atât de impresionat de maniera în care s-a organizat la nivel mondial pentru a răpi libertățile oamenilor, încât a format și-o, mă rog, Vaticanul a stimulat o bagnetă de 20, o monedă de 20 de euro de, cred că este de argint, nu? Unde ai un cetățean căruia îi inoculează un ser de gen așa și așa mai departe, cu o cruce deasupra. Mie mi se pare că dumnealui, domnia sa și, mă rog, administrația și întreg aparatul piramidal al Vaticanului este total implicat în această chestiune de dictatură religioasă la nivel mondial. O altă declarație foarte interesantă despre care ni se vorbește în această peliculă care este un, uh, uh, o repetiție, nu o strategie, un exercițiu medical, se spune că în această etapă, spuneau protagoniștii, în această etapă comunicarea este esențială, iar comunicarea nu ar trebui să includă doar oamenii de știință, pe baza uh, pe baza de date, cât și ilitera, atenție, sociali, politici și religioși. În contextul ăsta, mie mi se pare că declarația sau ideea pe care lumea mondială a sănătății, nu, Organizația Mondială a Sănătății a reiterat-o aici, nu numai să includem oameni de știință, cât și lideri social, politici și religioși, aceasta n are nimic de a face decât, dragii mei prieteni, cu o declarație pe care eu cred că au plagiat-o din scriptură, se găsește cu permisiunea noastră, o putem citi în Geneza, capitolul 11, versetul 4. Și au zis, haidem să ne zidim o cetate un turn ale cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume care să, ca să nu fim împrăștiați pe toată suprafața pământului. Deci iată, prieteni, noțiunea exegeza Babilonului antic din timpul lui uh, Nimrod. Acum, uh, având o trecere în revistă a celor trei elemente, o cetate, un turn și un nume, mergem la Roma, la Vatican, unde găsiți toate trei detaliile. Cetatea Romei, Cetatea Vaticanului, avem turnul, care este obeliscul uh, egiptean, nu? care este simbolul turnului Babel, și avem numele uh, în fața căruia trebuie să se închine toată lumea, și anume numele. Celui care este reprezentantul lui Dumnezeu sau Dumnezeu pe pământ. Dragii mei prieteni, acesta nu este altceva decât o ordine. O cetate înseamnă ordine socială, nu? Înseamnă o cetate. Liderii politici înseamnă turnul și liderii religioși înseamnă cei care au acceptat să se adune și să producă acea mișcare ecumenicală sub un singur nume, care nu este altcineva decât. Pavalitatea sau episcopul de Roma. O altă declarație interesantă o fac aceștia în Catastrophic Contagion, în filmul acesta, care anticipă pandemia din 2025. Zice: Noi credem că trebuie să întărim sistemul. In 2025, we need to strengthen the system. Deci, Trebuie să consolidăm sistemul, să întărim sistemul. A, păi aceasta este o declarație pe care o reitera Ioan Paul al II-lea de Ziua Mondială a Păcii în 2004, 1 ianuarie, când spunea oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de necesitatea unei noi ordini internaționale sau unei noi ordini mondiale. Păi asta înseamnă să întărim sistemul, asta înseamnă să consolidăm sistemul, un sistem piramidal în care o voce vorbește și restul umanității ascultă. În contextul acesta, Daniel 8 cu 12, reiterează și el aceeași declarație a Papei, pe care, mă rog, Biblia a anticipat-o cu mii de ani înainte. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în tot ceea ce a început. Asta înseamnă că războiul de mâine este împotriva adevărului de astăzi. Dacă noi nu înțelegem cine este cornul care aruncă și care aruncă adevărul la pământ și care se luptă împotriva adevărului, noi nu știm care este războiul de mâine și e posibil ca în loc să fim opozanții războiului, să fim încorporați în armata Întunericului și să ne trezim într-o bună zi la ziua judecății că de fapt am luptat împotriva lui Dumnezeu, crezând că facem o lucrare pentru Dumnezeu. Nimic nu este mai devastator pentru speranța, pentru liniștea noastră sufletească, decât să te trezești în, momentul în care Dumnezeu te întreabă, Liviu, ce ai făcut cu viața ta și eu să spun, Doamne, am făcut atât de multe lucruri frumoase și el să-mi spună, adevărat, adevărat, te spun că nu te cunosc. Prieteni, a, a, războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi este un mesaj care apelează, în special acum, la sfârșit de an, a, la faptul că avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu teamă sfântă și cu rugăciune, pentru că, în realitate, Valea Dura, statura, statuia de aur a lui Nebucadnesar va fi reclădită din nou. Și să nu credeți pentru o secundă că dacă Dumnezeu a permis factorului politic, social și religios. Ca poporul său să-și tragă sufletul, să-și tragă respirația, acest timp nu ne va costa. Acesta este de aur, un timp care nu va fi uh, recâștigat sau revalorificat niciodată. Noua ordine mondială nu este altceva decât un sistem care ne atrage pe toți încetul cu încetul spre un, un moment al deznodământului final când Dumnezeu va interveni. Problema este că atunci când Dumnezeu va interveni eu, tu, noi, prieteni, vom fi pe partea corectă a baricadei sau ne vom trezi spre stupefacția noastră că am luat parte cu vrăjmașii lui Dumnezeu împotriva cauzei lui Dumnezeu, crezând că facem un bine în numele pioșeniei mondiale. Pana inspirată ne spune, nu este prea departe vremea când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să dea mărturie în fața conducătorilor lumii. Deci trăim în acest moment. Declarația asta, textul ăsta are cel puțin 110-120 de ani, dacă nu și mai bine. Nu este prea departe când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să dea o mărturie în fața conducătorilor pământului. Deci dacă tu eu, noi, dorim să facem parte din această expresie frumoasă, minunată, de care suntem nevrednici, să fii tu și eu parte din poporul lui Dumnezeu. Wow! Dragii mei prieteni, pentru a fi parte din poporul lui Dumnezeu, avem nevoie să dăm o mărturie în fața conducătorilor Pământului. Vă mai aduceți aminte de primul text pe care îl citeam, unul dintre primele texte pe care le citeam, în timpul în care trăim, Domnul și-a chemat poporul să dea o solie de purtat. El i-a chemat să descopere răutatea omului fără de legii. Acum, când mergem înapoi la textul pe care îl luasem în considerare din mărturie, nu este prea departe când vremea, de, vremea, când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să dea mărturie în fața conducătorilor pământului, această mărturie este să povestim, să scoatem la iveală, să demascăm răutatea omului fără de legii. Și ideea este, nici unul din 20 nu își dă seama ce pași repet facem spre marea criză din istoria noastră. Dragi mei prieteni, Războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi este tema serii și mi-aș dori din toată inima ca să nu uităm declarația din Estera, capitolul 4, versetul 14: Când tânăra aceasta împărăteasă, tremură în fața res responsabilității magistrale pe care o are în fața lui Dumnezeu și în fața națiunii ei, în fața poporului Dumnezeu. În momentul în care tremură, Mardoheu este prins de această frustrare, de această indignare, spiritului dreptății lui Dumnezeu și, bineînțeles, spune: Să nu crezi că dacă tu eviți să ne întinzi o mână de ajutor și să nu vorbești cu împăratul, Dumnezeu nu ne va scăpa. Dumnezeu ne va scăpa, dar tu nu vei scăpa. Tu nu vei face din parte din poporul Dumnezeu și în războiul de mâine, împotriva adevărului de astăzi, tu ești era. Dacă nu iei poziție, îți vei pierde viața veșnică. Și partea a doua, care este fulminantă și cea mai importantă, este, spunea Mardoheu, esterei. Și până la urmă, cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta a ajuns la împărăție. Dragii mei prieteni, această declarație este cea mai extraordinară declarație. Cine știe? Dumnezeu știe! Tu, eu, noi toți, în această seară, să ne gândim la cel mai extraordinar privilegiu pe care îl are generația fatală. Eu, tu, noi toți. Noi suntem generația fatală. Și cine știe dacă tu, prietene, cel care ești pe calea undelor în această seară, nu ești sau n-ai venit sau nu te-ai născut în această lume pentru o vreme ca aceasta, să ajungi în împărăția lui Dumnezeu în împărăția acestei lumi pentru ca să spui ceva extrem de important. Să promovezi mesajul în fața conducătorilor lumii. Ca să putem face aceasta, trebuie să avem o minte puternică. Marcus uh, Gravely uh, vorbea în uh, Nova Scotia în 1937. Ne vom emancipa din sclavia mentală pentru că în timp ce alții uh, ne pot elibera corpul. Nimeni în afară de noi înșine nu ne poate elibera mintea. Să ne ajute Bunul Tată Ceresc, ca în această seară să ne putem elibera mintea și să ne putem bucura de libertatea în Hristos, pentru a fi martor pentru Hristos în fața conducătorilor lumii, să stăm cu curaj și devotament în războiul de mâine, apărând adevărul de astăzi. Bunul Tată să fie cu noi de acum și veci. Amin.